Dacă vedem că victima nu prezintă nimic, ne apropiem de ea și îi verificăm respirația. Aceasta se verifică punând urechea la nas și ne uităm spre torace să vedem dacă se ridică. Concursul s-a desfășurat în amfiteatrul Colegiului Comercial Virgil Magiaru, iar echipele au fost formate din câte 5 elevi care au trebuit să treacă o probă teoretică și una practică. Competiția a devenit deja o tradiție. Este etapa județeană, se prezintă câștigătorii etapei pe zonă. Normal trebuia să avem 8 echipaje la generală, 2 din motive obiective nu știm, nu s-au prezentat, iar cei de la liceu avem 8 echipaje. Ce va merge mai departe la etapa următoare? Anul acesta, cum știți, un an merge liceu, un an generală, anul acesta este rândul celor de la gimnaziu să meargă la etapa națională. Elevii și-au tras la sor subiectele. Este vorba de un copil de 7 ani care a fost găsit pe pământ și nu răspundea la atingeri. Care credeți că a fost cauza? A fost inconștient și probabil a căzut dintr-un copac sau, dacă era pe stradă, dintr-o căruță. Părinții nu l-au observat și a rămas acolo, iar noi am intervenit când am ajuns. A fost greu să interveniți? Nu, nu a fost greu deloc. Emoții ați avut? Nu, nici emoții, am fost pregătiți așa cum trebuie. La partea teoretică? Și la partea teoretică. Nu ni s-a părut greu deloc. Nici de această dată emoțiile nu au lipsit. A fost greu? Nu a fost greu. Chestia este că trebuie să reacționăm pe moment și totul decurge așa cum am crezut pe moment. Nu a fost emoții greu. Ați avut? Emoțiile au fost cele mai mari. Etapa națională se va desfășura în perioada 7-12 august la Poiana Pinului la Buzău. Anul acesta, echipa care va participa la faza finală va fi cea de la gimnaziu.